Ziua îndrăgostiților nu putea trece neobservată în cazul lui Dani Oțil și a soției sale, Gabriela Prisăcariu. În această zi, prezentatorul TV a avut grijă să o surprindă pe cea care i-a dăruit un copil, un cadou special. Chiar Gabriela a fost cea care le-a arătat frumosul dar urmăritorilor de pe rețelele de socializare. După ce a dezvăluit că obișnuiește să-i cumpere flori destul de des Gabrielei, moderatorul matinalului Neața cu Răzvan și Dani nu a dezamăgit nici de Valentine's Day. Într-o serie de postări, tânăra mămică a filmat surpriza de care a avut parte chiar când a ieșit să ducă gunoiul. Când s-a așteptat mai puțin, modelul a găsit un aranjament floral special chiar în fața casei. Este vorba despre o roabă mică, plină cu flori de primăvară, care arată ca un colțișor de rai. Ea l-a etichetat pe Dani într-una dintre postări, întrebându-l retoric dacă știe cumva despre surpriza apărută de nicăieri. Ies să duc gunoiul și văd asta în fața casei. Cum apar așa florile peste noapte în fața casei noastre oare? Vai, ce frumoase sunt, a fost comentariul lui Gabriela. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului,